Protestul fermierilor din parcarea din centrul Timișoarei se prelungește cu câteva zile. Comisia de circulație aprobase acțiunea și închiderea parcării între 18 și 24 ianuarie, dar noul termen este pentru luni 29 ianuarie la ora 23. Reprezentanții primăriei transmit că la solicitarea fermierilor, Comisia de circulație din cadrul primăriei Timișoara a vizat favorabil prelungirea termenului pentru adunarea publică a acestora organizată în parcarea din centrul Timișoarei. Fermierii din Timiș au început să protesteze din 13 ianuarie pe centura Timișoarei. Ulterior au încercat să se întâlnească și cu reprezentanții autorităților. Până la urmă o parte s-au decis să vină și la Timișoara, iar în 17 ianuarie a fost dat și un aviz pozitiv pentru ocuparea parcării. Primii au sosit aici din seara zilei următoare. Pe scurt, fermierii din România vor să atragă atenția asupra problemelor din sectorul agricol. Asigurările sunt prea mari, îngrășămintele sunt la prețuri exorbitante, iar concurența neloială a cerealelor introduse în țară din Ucraina face ca tona de grâne să fie vândută la prețuri mai mici decât în 2010.